Nu, Steve Vai nu și-a lăsat chitara la standul Ibanez, dar aceasta este probabil cel mai apropiat lucru de chitara pe care el o folosește în mod constant. Este vorba despre o modelă limitată, doar 100 de bucăți vor fi fabricate. Și este un model care conține toate zgârieturile, toate imperfecțiunile pe care o are și chitara sa, modelul Evo. Inclusiv scotchul folosit pentru ca corzile să nu intre sub doză. Capacul de pe spate se prinde cu arici. Aceleași doze, aceleași bridge. Ca Evo. Și dacă tot am ajuns la Ibanez, haideți să intrăm. Ok, sunteți pregătiți să vedeți asta? Acestea sunt modele ediție limitată. Se vor produce doar acest an. După cum puteți observa, sunt fosforescente. Avem de a face cu două modele de S și două modele de RG. Modelele de RG sunt din seria Premium, care au inclusiv doze de Marcio Ibanez fosforescente, precum și căpăcelele și căpăcelul de la schimbătorul în 5 poziții. Modelul aniversar 25 de ani, modelul aniversare 25 de ani de fapt, în curând disponibile și în magazinele noastre. Haideți să ieșim. Ok, am ajuns în colțul în care avem modelele Signature. Noul model Fireman al lui Paul Gilbert. Modelul Omar Rodriguez Lopez, modelul Noodles. Andy Timmons, Sam Totman și cele două modele Herman Lee. Această chitară de jos este disponibilă în stoc. Pe această parte avem chitarele în 7 corzi, inclusiv model premium în 7 corzi. RG 2228 în 8 corzi. Haideți să continuăm. Modelele Darkstone, pe alb și pe negru, precum și câteva chitare din seria Art. Un aspect foarte tradițional. Ok. Modelul ARX și condam quart, modelul 200. Acest model este chiar disponibil în stoc pe această culoare, l-avem și pe un negru, tot sunburst, tot finisaj transparent. Și chitarele din seria Art 100. Corp de mahon, gât setneg. Modelele RGD, scala mare. Și vom continua pe această parte. Modelul Apex 2, la care chiar avem o reducere foarte bună în momentul de față, de care ar trebui să profitați. Este o chitară care vine cu doze Di Marzio pe AF și cu Bridgestone Pros. Cheițele sunt Gotok, dacă nu mă înșel. Nu, sunt cheițe Ibanez. Modelul Apex Custom, făcut în Japonia. O doză humbucker, o doză single coil și această bară care vine doar pe modelul său, astfel încât să puteți face efecte de tremolo în timp ce faceți palm muting.
Chitara vine oricum și cu o bară normală de tremolo, deci în cazul care nu doriți să o folosiți ca monkey, nu vă obligă nimeni. Iar deasupra avem nou pentru 2012 modelul Signature Meshuga. Sper să se vadă în acest unghi. Este o chitară absolut superbă în 8 cărți. Ok, vom continua. Aici avem seria X. Deci modelele Falcon, modelele Halberd și glaive-urile, precum și un Iceman, care pot să-l observ, un pic cam îngrămădit la Iceman, și XPT-ul. Ok, să luăm pe această parte cu S Prestige. Și avem modele 5470, acesta este un superb Regal Brown Burst. Finisajul Sapphire Blue. Așa, anumite finisaje și modele nu sunt disponibile pentru piața din Europa. Dacă vă interesează un model anume, nu ezitați să ne scrieți la officer@mcmusic.ro. Transparent Black aici avem jos. Modelul S420, Blackberry Sunburst. Continuăm cu seria S. Modelul S în 7 corzi. Din nou chitarele aniversare. Absolut superbe. Eternul RG350, dar acesta e modelul RG351 cu bridge fix. Ok, să continuăm. Și vom merge imediat la chitarele din seria Artcore. Așa. Este imposibil să nu zâmbești în momentul în care vezi un model George Benson japonez. Este și mai imposibil să nu zâmbești în momentul în care cânti pe una. Acesta este un model Pat Metheny. Iar mai jos avem modelul John Scofield. Modelele F75, AG75 cu corpul mai mic și AG95. Este foarte, foarte aglomerat la standul libanez. Totdeauna trebuie să am grijă să nu lovesc pe cineva. Dar cu asemenea criterii, este imposibil să nu atragi atenția. Acesta e unul dintre preferatele mele, este vorba de modelul AFS80. Vine cu un bridge tip Bixby, este o chitară subțire. Și cu un picker transparent.
deci finisajele Roadster Green Metallic și Roadster Orange. Tot metalic, desigur. Ok, să continuăm cu un AM73 pe un roșu mat, superb, absolut superb. Aceeași chitară, dar alt finisaj, este vorba de Tobacco Flat. Model double cut. Și modele noi pentru 2012, AS93. AS73. Aici am ajuns la Tama, așa că ne vom întoarce. Vom lăsa Tama pentru alt clip, pentru că mamă, că noutăți de la Ibanez să vă arăt. Chitare pe care încă nu l-ați văzut. Cunoașteți modelul GRX70? GRX20-ul? Am intrat la seria Gio. Am să mă axez doar pe noutăți, așa că voi arăta din prima modelul GRG150 în această variantă superbă de Black and Chrome. Bine, finisajul se cheamă Black Knight. Este disponibil și în variantă pe alb, tot cu un pickguard metalic, aspect metalic, scuzați. Și aici avem niște modele GART, precum sunt și cele disponibile în stoc. Așa, este ceea ce vreau să vă arăt foarte mult și de care sunt super entuziasmat. Și vom ajunge acolo imediat. Noul model Mick Thompson. Bazat pe forma de glaive. Din se păstrează, vor fi două chitare, una neagră și una roșie. Aici avem modelele premium. Vă recomand să vizualizați și demo-ul făcut împreună cu Marius Pop la modelele premium. Sunt niște chitare absolut incredibile. Avem și model premium cu bridge fix. Și în orice bridge fix, modelul Titan de la Ibanez. Un nou model de prestige, modelul RG3250 pe portocaliu fosforescent sau fluorescent. RG3570 Desert Sun Yellow. Și ușor, ușor ne vom îndrepta rapid înspre accesorii. Este vorba despre aceste amplificatoare. Modelele Ibanez cu tube screen incorporat, modelul head cu cabinet, îl cunoașteți, le avem și disponibile în stoc. Noutatea sunt modelul de 5W și cele de 15 și respectiv 30W. Nu uitați, la acest amplificator aveți circuitul de tube screamer integrat. Ceea ce înseamnă că pentru tot ceea ce înseamnă overdrive veți avea din prima cel mai căutat sunet de către orice chitarist.
cel de Ibanez Tube Screamer original. Ok, Andrei Grigore sunt, vă mulțumesc foarte mult de atenție. Aceasta este prima parte a clipului Ibanez. Urmează un clip cu o mică trecere printre chitarele acustice, iar după chitarele acustice, tamam. Vă mulțumesc pentru atenție și vă las cu TS Tube Screamer 930 ediție limitată.